Bună ziua! Paste cu... Acestea sunt simple, sunt umplute cu ricota și cu spanac. Toate sunt cu ricota și aceste verzi sunt cu spanac, pasta făcută cu spanac și acesta cu sfeclă roșie. Ia uitați-le, calde, calde, bune. Așa. Ia uitați-le. Și o să avem nevoie, o să le facem pastele și umplute, și o să avem nevoie de spanac. În primul rând de făină și de ouă și după aceea le colorăm cu spanac. Eu am aici sfeclă roșie fiartă. O să umplem cu spanac și cu ricota, că eu le am aici, cu parmezan. Aici am 3 ouă. Imediat vă spun la fiecare. Și aici avem parmezanul. O să ne trebuiască puțină sare, dacă dorim puțin piper, puțină nucușoară. Așa. Aici sunt umpluturile. Și o să mai avem nevoie de piper. O să avem nevoie de făină, care o să o cernem. O să o cernem și o să o cântărim. Și la fiecare ou ne trebuie, la paste, 100 de grame de făină la un ou. Având în vedere că noi o să adăugăm la ou și sfeclă roșie sau spanac, cântărim. Și o să adăugăm făină cât trebuie. O să dăm umplutura deoparte. Și o să ne facem prima dată aluatul alb. Și o să cântărim mai întâi 100 de grame de făină. Tot aici o să punem. De grame. O cernem. Acum dăm deoparte și cernem 100 de grame de făină. O să pun așa. Așa. Mai întâi îl facem pe cel alb. Așa, o să punem un praf de sare imediat. Ia uitați, am să fac așa ca o fântânică, unde am să pun oul. Așa. Ca să nu curgă. Și o să punem un ou în interior. Să-mi iau o cuțuliță. O să punem un praf de sare. Aici avem un praf de sare, uitați. Așa. Și acum începem și amestecăm. Batem și tragem făina încet, încet spre mijloc. Așa. Și începem cu cel alb, facem cu spanacul și la urmă o să facem cel cu sfeclă roșie, că colorează foarte mult. Așa. Și o să-l lăsăm la urmă. Și apoi pastele o să le umplem, o să facem trandafiraș, frunzulițe, o să vedem. O să vedem ce inventăm astăzi. Așa. Așa. Și între timp cozonacul nostru crește și după aceea îl punem în tavă. Și
Și după ce îl punem în tavă, o să ne vedem când este copt. Am să intru mai diseară să vi-l arăt. Așa. Și făina o avem treptat, că acum depinde cât de mare este oul. Poate să intre mai puțin, oul este mai mic, intră mai puțin de 100 de grame. Poate intra 90, 85. Oul este mai mare, e posibil să intre 100, 105, 110. Acum depinde cât de mare este oul. Dar de obicei, la un nou potrivit, 100 de grame de făină intră. Așa. Acum am să amestec cu mâna. Și astăzi facem și paste, facem și cozonac. Și acum adăugăm treptat, treptat făina. Aluatul trebuie să fie destul de tare. Și apoi o să-l frământăm. Trebuie frământat foarte, foarte bine. Dar eu am să-l frământ ca de obicei în mașina mea de aparatul meu de făcut paste. Așa. Pentru că mă ajută foarte mult la frământat. Așa. Vedeți că aluatul este destul de tare. Frământăm, frământăm. Trebuie să fie tare aluatul. Deci un ou are cam 35 de grame, fără coajă. Așa. A intrat aproape toată făina. Vedeți? Eu acesta am să-l frământ după ce termin și celelalte două. O să le frământăm cu mașina mea cu aparatul meu de făcut paste. Că-l face fin, 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 fin. Dacă nu, trebuie frământat foarte bine cu mâna. Și dacă aveți robot, puteți face și la robot. Eu nu am și nu fac la roboțe. Așa. Acum, aluatul meu îl pun în folie, să nu se usuce. Să vedem unde am pus folia. Aici. Și îl dăm deoparte. Și trecem la aluatul cu spanac. Așa. Așa. Și îl închidem bine, bine, bine. Și rămâne să-l frământăm după aceea. Vedeți? Acesta este aluatul alb. Și îl dăm mai departe. Îl pun aici în față. Acum, o să facem cu spanac. Cum am spus, pentru acest aluat simplu, sau un nou, se pune 100 de grame de făină. Acum o să punem făină și cântărim la lângă ou și spanacul. O să... Așa, o să pun 200 de făină acum. Și dacă o fi nevoie, mai adăugăm. Acum am să pun 200. Că pun un nou și spanac. Și putem
Putem cântări. Eu am să pun spanacul așa aici. Și am să pun oul. Vedeți? Pun oul și cântăresc. Să vedem cât are. Ca să punem la fel și spanacul. Acesta are 53. Deci este potrivit. Nu iese din acela mic. Deci 53. Și o să punem 50 de spanac. Și o să luăm și o să adăugăm până la 100. 100. Așa. Acum ne facem locul nostru aici în mijloc. Punem oul cu spanacul. Spanacul puteți și mixa bine, bine, bine să fie ca o cremă. Dar eu îl pun așa frunze. Îmi place mai mult. Așa, un praf de sare. Ia uitați, prindem așa între degete. Un praf de sare. Și acum amestecăm. Și facem cel cu spanac. Amestecăm bine oul cu spanacul. Și făina treptat, treptat o adăugăm. Așa. Acum depinde și câtă apă conține spanacul în interior. Eu am pus 50, dar depinde și de apa care o are. Și făina care nu intră o dăm deoparte. Aluatul trebuie să fie destul de tărișor. Așa. Acum o să lucrăm și cu mâna. Și încercăm să adăugăm făina. Este foarte, foarte moale. Vedem cât o să intre. Și facem aluatul nostru cu spanac. Și făină o adăugăm treptat, treptat. Și o să ne facem și umplutura, o să le umplem cu spanac și cu ricota, cu puțin parmezan. Pot fi umplute și cu carne, și cu ce doriți. Sau pur și simplu, faceți pastele simple, le tăiați și le condimentați cu sos de roșii, cu sos de carne, cu ce doriți. Așa, vedeți, aluatul, ia uitați-l. Începe să prindă formă, încă este moale. Adăugăm toată făina cât ne trebuie, să avem un aluat destul de tare. Amestecăm bine. Așa. Ia să vedem. Vedeți că nu a intrat toată făina. Doar o parte. Așa. Și acesta este aluatul nostru cu spanac. Așa. Și îl dăm deoparte și pe acesta. Îl îmbrăcăm cu folie transparentă.
și facem cu sfeclă roșie acum. Așa. Avem aici folia noastră. Desfacem. Rupem. Și punem aluatul în interior. Și am obținut aluatul cu sfeclă și simplu. Și acum îl facem cel cu sfeclă roșie. Așa. O să las făina aici. Am să cântăresc din nou 200 de grame de făină. Deci am pus 180 și cu ce este aici, circa 200. Și punem așa aici. Acum punem ouul nostru. Acesta este mai mare, are 56. Așa. Și acum o să punem din sfecla noastră. Și aș vrea să pun și un pic de purpă. Așa. Un pic de purpă și un pic de sos de ziamă. O să punem și un pic de ziamă până o să facem 100. Așa. Și dăm deoparte aici. Ne facem fântâna noastră, locușorul nostru, și aici, în mijloc. Așa. Și acum punem ouul și cu sfecla roșie. Alunecă. După cum vedeți, eu am pus și o bucată de pulpă. O puteți mixa la început. Eu nu am mixat-o. Am să o tai așa puțin bucățele. Așa. Punem și un praf de sare. Ia uitați ce colorează. Cât luăm așa, între degete. Așa. Și acum amestecăm. Amestecăm bine. Eu încerc să o pisez foarte bine sfecla. Că este moale, nu este tare. Și amestecăm încet. Și tragem din făina noastră. Așa. Și încet, încet amestecăm. Dacă nu avem grijă, umplem toată casa de sfeclă de roșu. Colorează, să știți, foarte tare. Așa. Dacă nu doriți să puneți pulpa de la sfeclă, puteți pune doar sucul de la sfeclă roșie. Eu pun și puțină pulpă. Așa. Să vă uitați pe canalul meu de YouTube, am brioșe cu sfeclă roșie, sunt super, super, super și decorate cu cremă de unt. Și un tort făcut cu
cu sfeclă roșie și cu alune. Este super, super, super de bun. Să-l încercați să vedeți ce bunătate este. Așa. Și acum începem să frământăm cu mânuța. Doriți să le faceți de post, eliminați oul și puneți doar specla cu făina. Sau spanacul cu făina, sau făina cu apa, cu puțină apă și faceți paste. Le vreți de post. Așa. Și acum adăugăm făina încet, încet. O incorporăm cât este necesar. Aluatul trebuie să fie destul de tare. Așa. Că oricum le mai frământăm imediat. După ce termin aici, facem umplutura și apoi le frământăm cu mașina mea de frământat, de făcut paste. Că trebuie frământat foarte, foarte bine, să iasă lucios, lucios și fin, fin, fin. Așa. Vedeți că nici aici nu intră toată făina. Așa. Să vedem dacă crește aluatul de cozonac. Așa. Ne uitați. Acesta este aproape gata. Vedeți că nu a intrat toată făina. Îl punem și pe acesta în folie. Și ne ocupăm de toate imediat. Așa. Pun folia. Vedem unde este capătul. Aici. L-am găsit. L-am găsit, l-am găsit. Așa. Rupem. Și punem așa. Și am făcut aluatul de paste cu sfeclă, cu spanac și simplu. Acum ne ocupăm de umplutură și după aceea o să le frământăm. Bine, bine. Așa, aici avem pentru umplutură spanacul, ricota, parmezan, piper, sare. Așa. Și să punem puțină puțină nucușoară. Eu am aici 100 de grame de ricotta și spanac pun după gust. Cât de mult doriți sau cât de puțin. Așa. Aici am ricotta. Am să pun, deci 100 de grame, am să pun puțină sare. Am să adaug puțin spanac. Ia să vedem. La 100 de grame de ricotta, să vedem cât spanac intră. Ca să avem o idee. Spanacul este fiert. Eu l-am tras și la tigaie cu puțin usturoi și cu ulei. Și am să pun un 75 de spanac, să vedem cât intră. Punem 75 de spanac, adăugăm tot așa parmezan până la 130. Așa. Puțină nucușoară.
și puțin piper. Și acum amestecăm. Amestecăm și aceasta o să fie umplutura noastră. Doriți să faceți mai mult, așa, puneți mai mult, dublați cantitățile. Eu fac doar câteva umplute. Restul am să le fac și simple, care îmi rămân. Așa. Și acum amestecăm așa bine. Ia uitați. Așa. Și aceasta o să fie umplutura noastră. O gustați să vedeți dacă este bună de sare, de tot. Eu am pus puțină sare, că și spanacul este sărat. Gustăm puțin. Este bun. Dăm deoparte ce nu ne trebuie. Așa. Aici avem umplutura. O lăsăm să să intre sarea, piperul tot în una în alta, ricota și cu spanacul. O acoperim și frământăm aluatul între timp. Eu să-i pun așa un căpăciu. Aici am mașina mea de paste. Acum o să frământăm bine aceste trei aluaturi și după aceea o să dăm formă. Am să-l prindem masă. O să vedem invers. Așa. Așa. O să prind așa de masă. Într-o parte. Avem nevoie de făină. O să ne ajutăm cu puțină făină. Și o să începem cu aluatul alb. Și o să-l frământăm bine. Vedeți că s-a înmuiat? Ia uitați! Vedeți cum s-a făcut? S-a odihnit. Așa. Și acum o să avem nevoie de puțină făină. Așa. Și o să-l trecem, o să dau pe zero. Și îl faceți pasta, o faceți subțire cât doriți, cum vă place. Și acum îl frământăm. Și o să-l trecem de câteva ori prin acest aparat. Așa. Se lipește, adăugați făină. Puțină făină, așa, și pe parte și pe cealaltă, să nu se lipească. Așa. Și frământăm până se face fin, fin, fin. La mână e mai greu de frământat. Trebuie să avem mușchi puternici. Așa. Dau deoparte să-mi fac loc aici. O să avem nevoie să ne întindem cu foile. Așa. Și întindem. Întindem așa bine. Deci acum frământăm. Eu așa frământ, ca să iasă fin, fin, fin. Așa. Încă nu am încercat cu aluatul de cozonac să-l frământ așa. Mai ar trebui să fie tare. Mi-ar fi o idee. Glume.
trecem, ia uitați cum se vede. Se vede că este fin. Așa. Fin și se întinde. Se întinde, ia uitați. Așa. Ne ajutăm cu puțină făină. Să nu se lipească. Îl mai trec de 2-3 ori și gata. Puțină făină. Așa. Acum, eu am să-mi pun puțină făină așa și pe masă, așa, și am să încep să-mi fac foile. Le fac mai întâi pe acestea albe. Am să mut la 3. Așa, stai în 2, ele se lungesc și mutăm la 3. Am tras una și acum și pe cealaltă o lungim. Și acum le dăm grosimea, cât de subțiri le vrem. Și am să mă duc la 7, nu, la 6, am să mă duc. Ia să vedem la 6 cât de subțiri vin. Nu, am să mă duc la 7. Am făcut la 6. Punem făinuță să nu se lipească, că se lipesc. Așa, presurăm așa făină peste o parte și pe cealaltă. O facem și pe aceasta la 6 și după aceea la 7. Cine nu are, întinde cuțitorul. Așa, faceți sport fără să plătiți. Mușchi, mușchi, mușchi. Așa facem noi femeile în casă, mamele în special. Așa, facem sport. Și acum, deja am întins la 6, mut, și am să fac mai subțire, mi se pare groasă. Și tai în 2, o să iasă lungi. Așa. Acum este și mai subțire, este bun așa. Așa. Punem făină. Am să mai aduc puțin făinuță. Așa. Că altfel se lipesc. Așa. Le puteți face de astăzi și pe mâine. Așa. Și punem așa aici. Se văd? Se văd, nu? Așa. Am să pun mai întâi una aici. O punem și pe a doua. Eu am să-mi pun și apa la fiert, să vă arăt cum le fac și fierte. Și le puteți condimenta cu ce fel de sos doriți. Cu sos de roșii. Așa. Așa aici, una, două. O să le pun una peste alta și o să pun mai multă făină.
terminat aluatul alb, vedeți foile? Eu am să le pun deasupra, așa puțină folie din aceasta transparentă să nu se usuce. Și facem, întindem foaia verde și la urmă cea cu roșie, cea cu sfeclă roșie și mai întâi cea cu spanac. Apoi le umplem. Eu am să-mi deschid și aragazul. Pun așa deasupra, să nu se usuce. Deci astea pun, ca să le fac simple, pun făină. Așa. Acum întindem foaia aluatul verde. Vedeți cum arată? Cu spanac. Și tot la fel. Punem puțină făină și întindem. Dăm la zero. Și mai întâi îl frământăm. Și după aceea îl... Așa. Punem făină, ne ajutăm cu făinuță, până iese fin, fin. Vedeți? Trebuie să iasă fin, fin, fin. Așa. Ne ajutăm cu făinuță, că se cere, făina se cere. Ați văzut după ce s-a odihnit, s-a înnoiat aluatul. Am pus apa la fiert. Am să pun și, ia uitați, într-o tigăiță am pus apă și o să pun și puțină sare. Așa. Să facem paste. Și acum îl frământăm, ca să, dacă ați venit, cine a venit, acum îl frământ bine, bine, nu? Apoi și după aceea îl întind foi și foi. Că încă trebuie frământat bine. Că nu este gata. Așa. Mie mi se pare mult mai simplu să-l frământ așa. Așa. Îl frământăm așa de câteva ori. Ne ajutăm cu făină, că altfel se lipește. Și o să ne umple de aluat verde. Video-am să-l public pe canalul de YouTube. Să rămână acolo, să fie cine dorește să-l vadă după aceea. Și
Și astăzi avem paste cu spanac, cu sfeclă roșie și simple. Așa. Încă de câteva ori, două, trei ori și este gata pentru tins. Încă o dată și îl întindem și pe acesta verde. Ia uitați cum arată. Se vede că e fin? Se vede. Așa. Făinuță. Așa, acum ne mutăm spre 6, nu, spre 3 mai întâi. Îl împărțim, că acesta este mai mare, îl împărțim în 3 și le facem pe rând. Așa. I-am să fac câte una și acestea le pun în folie să nu se usuce, că nu am loc pe masă, să le fac pe toate. Așa. Și le punem așa, să nu se usuce în folie. Le dăm așa deoparte. Așa. Și acum, la numărul 3, întindem. Am întins la 3. Punem făinuță și pe parte și pe cealaltă. Și ne ducem la 6. La numărul 6, tăiem în 2. Așa. Tăiem în 2, ia uitați. Și după aceea ne ducem la 7. Ia uitați cum arată foaia. Vedeți? Așa. O facem și pe cealaltă. Așa. Și acum mutăm la, o dăm cu puțină făină să nu se lipească. Ne dăm la 7. Așa. Ia să-mi fac loc aici, ca să am unde să întind toate ale mele. Așa. Și acum întindem pe aceasta la 7. Îi punem puțină făină, că e lipicioasă pe partea aceasta. Așa. Și o întindem. Așa. Și o așezăm așa aici și o acoperim cu folie. O așezăm lângă cea albă. Punem puțină făină ca să nu se lipească. Așa. Și o așezăm așa cu folie deasupra. Imediat îi pun folia, o întindem și pe aceasta, la 7. Am făcut-o cam lungă. Așa. Și o să o tai în 2. Vedeți? Ia uitați. Fine, fine sunt. Am terminat și cu verdele. Acum facem cea cu speclă roșie. Așa, punem puțină făină să nu se lipească. Și cele care le facem umplute, le acoperim cu folie. Așa. Eu mi-am pus și apa la fiert, ca să vă arăt cum arată fierte. Și între timp văd că aluatul de cozonac crește. O să facem și cozonacul, să-l punem în tavă. Și apoi o să ne vedem diseară când îl scot din tavă. Așa, ia să pun și pe aceasta puțin să nu se usuce. Așa. Și pe celelalte două. Așa.
apa deja a început să fiară. Și acum aluatul cu sfeclă roșie. Ia uitați-l. Vedeți că cât era de tare la început? Ia uitați cum s-a înmuiat. Vedeți cum s-a înmuiat? Și acum tot la fel. Am să pun făină. Îl frământăm mai întâi, ca și pe celelalte. Dăm la zero. Să știți că este tare bună, așa, un aparat. Nu costă mult. Și este foarte, foarte bun. Pe mine mă ajută foarte mult. Mai ales când fac aluaturile acestea. Așa. După cum se vede, eu nu am făcut... nu am făcut cremă sfeclă roșie, dar nu este nimic, că se frământă aici în interior. Așa. Punem așa făinuța să nu se lipească. Și frământăm. Acum frământăm. Ia o bucată de sfeclă. O să punem aici la loc, în aluat. Așa. Și frământăm. Frământăm așa bine. Așa. Se sfărâmă sfecla așa aici, în interior. Bună ziua, bună ziua, la cine a venit acum? Facem paste umplute cu ricotta și cu spanac, cu parmezan, cu puțină nucușoară și cu piper. Și am făcut aluatul cu sfeclă roșie, cu spanac și simplu. Și eu acum îl frământ, că trebuie frământat foarte bine. Eu cu mâna nu am putere să frământ. Așa. Ne ajutăm și cu inuță. Ne ajutăm. Eu nu am făcut cremă sfecla roșie. Am pisat-o cu furculița și este mai mare. Așa. Dar nu este nimic, că noi o frământăm aici în interior. Așa. Să încercați și voi să vedeți ce bunătate. Așa, ia să... le luăm una câte una, așa mai mici. Să vedeți ce fină și fină este, este după ce se uită bine. Așa. Le facem așa, câte o bucățică, câte o bucățică. Așa. Ne ajutăm mereu cu făinuță, ca să nu se lipească. Așa. Uitați, vedeți că începe să prindă formă. Așa. Trebuie frământat bine, 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 bine. Bine, cu cât este frământat bine, este bun. Vedeți că începe și acesta, ia uitați.
să prindă formă. A fost mai greu la început, dar încet, încet prinde formă. Așa. Încă de câteva ori și este gata și acesta. Și imediat îl umplem. Dăm încă de două ori și gata. Îl lăsăm. Este și acesta fin, fin, fin. Ia, vedeți cum a ieșit. Vedeți? Și acesta este fin. Așa. Acum am să-l tai în 3. Și două am să le pun deoparte. Și o să lucrăm doar cu unul, că nu am loc pe masă. Și le punem tot așa, în folie, să nu se usuce. Așa. Punem așa în folie. Și acum îl întindem. Îl întindem mai întâi la 3. Schimbăm la numărul 3. Și apoi la 6 și la 7. Așa. Dăm cu făinuță. Dăm cu făinuță să nu se lipească. Așa. Pățim în două. Schimbăm la 6. Și după aceea la 7. Ia uitați cum arată foaia de pastă cu sfeclă roșie. Așa, la 6. Și apoi la 7. Așa, punem păinuță să se lipească. Și acum la 7. Așa. Punem așa aici alături. Și acoperim. Așa. Și acum trecem și pe acesta la 7. Așa, și o lăsăm așa aici, presurăm puțină făină. Așa, am să scot mașina de aici, ca să vreau să fac mai întâi aceste 3 și după aceea facem și simple, acestea care sunt umplute. Așa. Ia uitați. Pun așa deasupra aici. Se văd toate? Se văd. Și acum avem umplutura noastră. Ia uitați, umplutura noastră de ricotta. Eu am făcut puțin ca să vă arăt, dar puteți face și mai multă. Și să începem. Să începem cu acestea roz, cu albe, cu albele. Așa, aici lăsăm. Se vede aici, se vede, nu? Așa. Se vede, se vede. Unde am pus? Și aici.
Am acesta și am să tai. Uitați, foaia noastră. Am să o tai. Ia să vedem cât de mari să le facem. Ia să vedem dacă iese așa cum vreau eu să iasă. Cu o linguriță. Am să iau din ricotta și am să pun așa aici. Puțină. Puțină, puțină, așa. Și ne putem umezi degetul cu puțină apă și să punem sau cu puțin gălbenuș. Și am să pun într-o ceșcuță puțină apă. Așa. Și am să umezesc așa aici marginea. Să vedem dacă mi iese. Așa. Lipim aici sus. Bine, bine, bine. Se vede? Așa. Și acum răsucim. Și strângem așa bine aici. Și facem floricelele noastre, ia uitați, albe, să facem și roșii. Ia uitați, de pastă umplută. Așa. Și așezăm așa aici. Și așa o să facem cu fiecare. Punem puțină ricotta, ia să mă ajut cu un cuțitaș ca să punem încet, încet, așa câte puțin, câte puțin pe fiecare. Nu trebuie multă. Așa. Eu am pe canalul de YouTube și rețeta la tortellini. La tortellini sunt umpluți cu carne. Să o încercați să vedeți ce bunătate și aceea. Așa. Și ravioli am. Tot la fel cu ricotta și cu spinaci. Așa. Acestea le faceți când aveți musafiri, de sărbători. Așa. Așa. Și cum am spus, ne umezim puțin degetul aici și dăm pe partea de jos și într-o parte și cealaltă. Așa. Și întoarcem. Vedeți? Întoarcem așa. Și lipim aici, peste, deasupra. Bine, bine. Și după ce le fierbem, apa deja fierbe.
Așa. Și începem și răsucim așa. Așa, și prindem așa bine. Ia uitați. Așa. Să pun puțină făină aici să nu se lipească. Așa. Am să fac câțiva să vă arăt din fiecare. Și după aceea... Așa. Și răsucim. Și prindem așa bine aici. Uitați. Astăzi ne jucăm ca fiecare bine. Așa. Am umezit și aici și tragem. Tragem și acoperim deasupra aici. Așa. Și capetele strângem. Și acum răsucim. Păi apoi le fierbem. Să vedem și cum ies fierte. Și strângem așa bine. Așa. Eu parte am să le tai cu aparatul meu de tăiat paste și am să fac și spaghetti. Ia uitați, și întoarcem. Așa, și strângem așa bine jos aici. Pun puțină făină să nu se lipească. Așa. Și acum cu verdele, să vedem ce face. Tot la fel, o să tăiem cu verde. Așa. Punem în mijloc. Așa aici. Dăm pe margine cu puțină apă sau cu gălbenuș de cu albuș de ou, să nu se lipească. Așa. Și o să tragem așa aici și o să le prindem. Așa. Să facem așa triunghiuri. Ia uitați. Triunghiuri de pastă. Așa. Să pun așa în mijloc. Așa. Ungem cu puțină apă. Așa. Și tragem. Uitați, în triunghi. Așa. Și facem pasta noastră umplută. E
Îi putem da și o formă, ia uitați, să facem așa după deget, ca tortelinul. Acum depinde de fiecare, ia uitați. Și așa, și așa, cum ne place. Eu am să fac acestea, am să vă arăt și roșiile, cu sfeclă, cum sunt. Așa. Ia uitați. Acestea am să le pun așa aici ca să nu se lipească, să nu se usuce. Și să vă arăt și roșii. Să facem și trandafirași roșii. Ia uitați. Și tot la fel. Tăiem. Și acum punem umplutura. Punem umplutura puțin câte puțin, așa, aici, pe mijloc. Așa. Le puteți umple și cu umplutura de carne, de prosciutto, de... Cu ce doriți puteți umple. Sau pur și simplu le tăiați și le faceți paste simple. Le dați orice formă doriți. Așa. Acum umezim puțin așa aici și întoarcem. Ia uitați. Umezim și întoarcem. Și asta este umplutura, hai să nu ștergem. Și întoarcem așa aici peste ca să închidem. Așa, închidem și la capete și aici sus. Așa. Și răsucim. Ne uitați. Și tragem. Apăsăm așa să se închidă bine de desubt, să nu se desfacă. Așa. Închidem. Lipim. Dăm cu apă. Bună ziua, bună ziua, bine ați venit. Așa. Și strângem. Și le așezăm așa aici. Tragem așa peste și închidem. Așa. Și acum strângem la capete și răsucim. Umezim și tragem peste.
așa peste. Așa. Ia uitați acum răsucim. Și răsucim, răsucim și facem trandrafiraș de paste. Și strângem și așa aici, bine, ca să nu se... Așa, facem încă unul și pun la fiert. Așa, dăm peste cap, apăsăm și închidem. Așa, închidem și la capete. Acum răsucim, răsucim. Ia uitați, închidem aici jos, strângem. Și aici. Și a ieșit trandafirașul nostru de pastă. Așa. Acum o să punem tot aluatul aici să nu se usuce și îl acoperim. Așa. Le pun de dedesubt să nu se usuce și le acopăr cu folie transparentă. Așa. Și acum să punem sare în apă. Așa. Aici avem sarea. Avem apa noastră care fierbe și eu o să pun puțină sare. Și o lăsăm să fie asta noastră. Am făcut trandafiraș. Ia uitați ce frumoși sunt. Uitați. Sau frunzulițe. Am făcut. Și o să punem pe farfurioară. Acum le punem la fiert. Așa, să vedem cum sunt și fierte. Apa noastră fierbe. Ia uitați-o. Și acum eu le dau drumul la acestea în interior aici. Și le fierbem circa 5 minute. Așa. Imediat le pun pe foc. Așa. 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 Paste cu sfeclă roșie, cu spanac. Ia uitați cum arată. Vedeți? Așa. Și acum luăm puțin parmezan și punem așa deasupra. Așa. Și poftă bună! Ia uitați-le ce frumoase sunt. Așa. Bune. Aici avem aluatul cu spanac. Simplu. Aici avem foile făcute întinse puțin mai devreme. Așa. Și o să le tăiem acum. O să le tăiem. Așa. Și la fiecare ou, pentru aluatul am pus 100 de grame de făină și un praf de sare. Am pus un nou și 50 de grame de spanac și aproape 100 de făină. Aluatul cu sfeclă roșie, am pus un nou, 10 de sfeclă roșie, de pulpă cu zeamă și făină și un praf de sare. Și acum o să tăiem și o să facem pastele.
Așa. O să le dăm această formă, la 7, sau la 6 am să le pun, să nu fie prea... Așa. Și după aceea le facem și cele verzi și cele respective. Așa. Și le punem așa aici, presurăm puțină făină, punem și tăiem. Așa, ia uitați-le. Pastele, pastele, le vedeți? Și le tăiem. Acum și am să pun aici, am să pun la zi. Cu spanac și aici cu speclă roșie. Așa. A luat mereu acoperit, ca altfel se lipește. Așa, puțină făină să nu se lipească între ele. Acum o să tăiem, o să întindem și o să ne ajutăm aluatul cu spanac. Am revenit. Așa. Și întindem. Odată ce am întins 0, mai adăugăm puțină făină, ne mutăm la 3. Eu am să tai în două. Așa. Întindem la 3. Și după ce am întins la 3, o să o întins și tot la fel ne ajutăm cu puțină făină. Așa. Aici la paste fără făină nu putem face. Ia uitați-le. Pastele noastre. Ne ajutăm cu făină. O punem așa aici și acum o întindem pe cea cu sfeclă roșie. Și tot la fel. Ne ducem la 0. Cu făină. Cu făină. Acum ne ducem la numărul 3 și întinde. Două, că se lungește prea tare și nu pot lucra după aceea. Așa. Și tăiem. Dăm deoparte aici și întindem. Mai punem puțină făină. Așa. Și acum ne mușase. Ne mutăm la 6. Și am întins. După ce am întins la 6, tot la 6 o să le și tăiem. Așa. Ducem cu mânerul nostru la să le facem tagliatele, nu spaghete, și luăm verde
Și o trecem așa. Așa. Și scoatem de aici. Cu spanac sunt acestea. Așa aici. Eventual presurăm și puțin să nu se lipească. Așa. Și acum le tăiem și pe cele cu sfeclă. Așa, prindem de aici și tragem. Și acestea sunt roșie. Și le așezăm așa aici și presurăm cu făină. Asta doar așa puțin, să vă arăt și pastele simple cu speclă roșie. Sunt foarte, foarte bune. Și foarte mult pentru vizionare, pentru susținere. Vă doresc multă, multă sănătate, rețetă, la revedere, o zi frumoasă tuturor, vă pup!